găsit la specialiști în sănătate. Ce vedem astăzi? În ediția de astăzi o să vedem cum stăm cu tuberculoza, supranumită și boala mizeriei. Cine și cum învinge în lupta cu bacilul Koch și de ce nu trebuie să se rușineze omul că suferă de această boală. Dinți nou-nouți după ani de chin în care nu credea că se mai poate hrăni normal sau că ar mai putea zâmbi. Vedem situația unei paciente într-o nouă prezentare de caz realizată de medicul dentist. Proprietățile tămăduitoare ale cătinei și o mască exfoliantă ideală pentru această perioadă. Pentru unii este greu de crezut că sistemul medical și societatea la modul general mai au de furcă la ora actuală cu o boală despre care se presupune că dă de furcă doar în condiții de sărăcie cruntă. Vorbim despre tuberculoză supranumită și boala mizeriei, una dintre cele mai vechi maladii cunoscute. De-a lungul timpului, bacilul Koch, cel care provoacă boala, a fost neiertător, dar în ziua de astăzi este învins cu ajutorul tratamentului. Vedem imediat ce înseamnă tuberculoza la ora actuală în România, cum se tratează și care sunt măsurile de prevenire. Cu detalii, profesor dr. Florin Mihălțan, medic primar pneumolog. Nu știu dacă am avut contact cu persoane de TBC-ul. Dar știți ce este TBC-ul? Știu că e boală la plămân, dar ce reprezintă? N-am avut simptom așa, că am scuipat cu sânge. Dar mă durea gâtul și eu am crezut că e de la gât. Nu m-am dus la timp la doctor și aici am de pistă. Printre bolile grave care afectează sănătatea omului, tuberculoza ocupă un loc aparte. Este privită adesea ca o boală a mizeriei și mulți se rușinează să recunoască faptul că i-au căzut victima. Mai mult, refuză să accepte că sunt bolnavi. Le e teamă că vor fi evitați de colegi și prieteni și dați afară de la serviciu și, din păcate, refuzul unora merge până la a respinge asistența medicală, spitalizarea, tratamentul, ceea ce îi transformă în adevărate bombe biologice pentru cei din jur. Dacă pacienții în general sunt reticenți în a și recunoaște boala, medicii se concentrează pe depistarea cazurilor și pe tratare. Tuberculoza, din nefericire, de multe ori evoluează în surdină. Adică pacientul poate să aibă un episod viral sau gripal pe care îl afirmă și îl verifică acasă cu subfebrilități. Uneori îl tratează cu antibiotice, are senzația unei ameliorări a acestei viroze. După care explodează la 2-3 luni, timp în care singurele semne minore pe care le poate avea este o astenie, o oboseală, subfebrilități și uneori tuse. Cum am descoperit-o? Am făcut o infecție la plămânul stâng, n-am știut. Am descoperit-o printr-o tuse. O tuse, m-am dus la medicul de familie, m-a trimis la radiografie de plămâni, am făcut o radiografie și medicul de acolo a zis că să dea trimitere la București pentru că ei sunt specialiști și e aparatură. Pe 5 luni asta am făcut o ecografie, m-a găsit cu apă la plămâni, am venit aici, m-a găsit și TBC-ul. Concomitent poate să remarce și o scădere în greutate și o diminuare a apetitului cu transpirații nocturne. Asta este partea tăcută de evoluția bolii. Am zis că am o răceală la plămâni, am zis că mai luăm un Nurofen, mai luăm un ceai, un aia și când am ajuns la spital. N-am avut nicio durere, n-am simțit nimic. Noaptea mai transpirăm, dormând, dar a slăbit cam 24 de kilograme în 3 luni. Și am bănuit că sunt bolnav și am ajuns la ecografie. Și de la ecografie am ajuns la filaret cu apă la plămâni. În prima fază, chiar dacă are senzația că sunt simptome minore, primul lucru care trebuie să-l facă este să adreseze unui specialist pentru un control radiologic. Este primul moment care se impune pentru a depista boala la timp și pentru a nu lăsa ca evoluția acesteia să ajungă în fazele avansate de tuberculoză, când pacienții de multe ori ajung la 30-40 de kilograme, sunt extrem de cașectici și aici deja apar și alte complicații greu de tratat concomitent cu tuberculoză.
Dacă nu slăbeam, nu-mi dădea seama că sunt bună. Că nu mă duru nimic, că nu mâncam normal. Atâta că transpiram noaptea. Și aici, de la apă la plămâni, m-a găsit și cu TBC-ul. În această perioadă, cu simptome aparent banale, înainte de prezentarea la doctor, bolnavii sunt foarte contagioși. Cu cât se prezintă mai târziu la medic, cu atât vor infecta mai mulți oameni în jur. După perioada tăcută a bolii, apare faza spectaculoasă, în care omul realizează că suferă de ceva grav și, obligatoriu, ajunge pe mâna medicilor. Partea spectaculoasă începe în momentul în care are ceea ce noi numim o hemoptizie, adică scuipă sânge masiv. Pentru diagnosticarea tuberculozei sunt necesare radiografia pulmonară și analiza sputei, care evidențiază prezența bacilului Koch. Știți ce este important pentru vindecare, v-a spus medicul? Nu am întrebat. Nici în cât timp să vindecă, că abia ați mi-a spus și eu. Deci până azi mi-a spus că acum am terminat cu analizele lui, investigația completă. Mi-a făcut din nou raze. Așa la plămâni, mi-a făcut AKG-ul, mi-a făcut ce mai mi-a făcut? Mi-a luat analiza la sânge. Și ce v-au spus? Și mi-au spus că am o infecție la plămânul stâng și că trebuie să fiu tratată. În cazul bolnavilor de tuberculoză, este indicat ca tratamentul să fie început în spital. Astfel se pot identifica și corecta eventualele efecte adverse ale medicamentelor, pacientul are timp să se refacă și să învețe cum trebuie luat tratamentul. Dar mai ales este izolat de restul lumii pe perioada cât mai este contagios. Cât timp ați făcut tratamentul? Păi am făcut 6 săptămâni. Da. Și ce v-au spus medicii acum? Acum am spus că sunt bine, dar mai trebuie să mă evoluez. Mai face analize, mai face... Și până mă... Săptămâna asta am dat drumul, 4 săptămâni am fost cu tratament. Bine, a zis foarte bine. Boala evaluează foarte bine. Secretul vindecării stă în afară de o schemă corect alcătuită și o administrare și o aderență la prizele zilnice ale pacientului, care să nu sară nici o zi din terapia respectivă. Ce îmi spune medicul, aia fac. Dacă există șanse să mă fac bine, dacă nu. Netratată duce la deces. Pentru a nu ajunge la suferințe grave, există o serie de măsuri aplicate de statul român, dar și la îndemâna oamenilor. Să nu uităm vaccinarea. Vaccinarea BCG, deși a fost cu multe ecouri în România în ultimele luni, este obligatorie. Suntem o țară care are încă o incidență mare a tuberculozei, deci probabilitatea de a te întâlni cu un bolnav de tuberculoză este încă mare și atunci copiii trebuie protejați și această vaccinare trebuie făcută cu regularitate în toată masa populațională. Al doilea lucru care ține de profilaxie este de fapt, un element care ține de cei 7 ani de acasă. Când tușești, îți pui mâna la gură, nu tușești în fața celor care sunt în anturaj. În România există o rețea de unități sanitare care îngrijesc tuberculoza, astfel încât oricine, în funcție de domiciliul său real, are acces la un spital de pneumoftiziologie și la un dispensar de profil care îi pot asigura diagnosticul și tratamentul gratuit până la vindecare. În fiecare județ există cel puțin un spital și 5-7 dispensare de pneumoftiziologie. Din păcate, se înregistrează și un deficit de personal medical. Cred că se mai pot face progrese în ceea ce privește asistența la domiciliu a acestor pacienți. Există încă un deficit de personal și noi pneumologii suntem mai puțini. O bună parte dintre colegi au emigrat în alte țări, suntem aproximativ 100 de medici mai puțin. Tuberculoza este întâlnită în țara noastră mai frecvent decât în alte țări europene. Anual apar 130 de cazuri la 100.000 de locuitori, adică aproximativ 30.000 de bolnavi în toată țara, în condițiile în care media europeană este de 30 la 100.000 de locuitori. Un bolnav de tuberculoză vindecat redevine un om normal, se poate reintegra social, își poate continua viața de unde i-a întrerupt-o boala. Aș vrea să închei printr-un singur lucru care este foarte important pentru populația noastră. Există această tuberculozofobie. Toată lumea se teme de această boală, fuge de acești pacienți,
boala, dacă se face tratamentul corect, este vindecabilă. Deci nu lasă urme, poate să fie cu o viață normală pacientul care a avut tuberculoză ulterior. Se întâmplă să cunoaștem persoane care evită să zâmbească și le catalogăm pe loc drept posomorâte, lipsite de simțul umorului sau înțepate chiar. De multe ori însă, persoana respectivă, indiferent că este femeie sau bărbat, preferă să rămână sobră dintr-un motiv care ține de starea precară a danturii. Să recunoaștem că în astfel de situații nu prea-i vine omului să-și arate dinții mâncați de carii sau gingiile inflamate, chiar dacă îi vine să râdă cu gura până la urechi. Soluția în astfel de cazuri și cum schimbă asta viața omului într-o nouă prezentare de caz, explică dr. Ionuț Leahu, medic-dentist, competență implantologie orală. Am niște resturi de rădăcină și lucrări de-a lungul timpului care nu m-au ajutat prea mult. O pacientă care a avut foarte multe probleme de sănătate de-a lungul timpului și care a dus practic la lăsarea deoparte a problemelor dentare, astfel încât dinții au cedat în urmă câțiva ani și peste acești dinți care nu mai puteau fi recuperați, mai exista o lucrare. Am 4 rădăcini, 2 dinți și la 2 măsele și sunt cu puroi. Și nu, nici nu este fixat, am înțeles că 2 dintre ele sunt rupte în lucrare, deci nu se țin prea mult. Asta este practic cea mai mare problemă de obicei. Când păstrăm o lucrare de genul acesta veche și care se mișcă, acesta irită foarte tare gingia pe dedesubt și în momentul în care suntem pregătiți să operăm, gingia nu mai răspunde normal. Adică ce s-a luat timpul intervenției, am observat clar, am avut o sângerare mult mai puternică decât în mod normal și asta datorită faptului că gingia aceea a fost foarte, foarte iritată de lucrarea veche. Problemele pacientei cu dantura au debutat cu foarte mult timp în urmă, practic în pragul adolescenței, și s-au acutizat pe parcurs. După 13 ani mi-a apărut prima carie jos în partea stângă și după aceea s-au amplificat după în jurul vârstei de 19 ani. S-au cariat majoritatea și de regulă s-au măcinat. Măselele de minte nici n-a trebuit să ajung la medic să mi le scoată, că le-am scos cu mâna. Și rădăcinile, dacă mi-au făcut o lucrare, au pus un pivot, s-au fisurat de regulă, nu mai spun infecții de fiecare dată. Având în vedere că au fost multe probleme dentare pentru pacient, acestea au dus la reducerea substanței dure osoase și mai ales la afectarea gingiei. Adică în momentul în care intrăm într-o operație de genul acesta, în care nu este nici foarte mult os și nici foarte multă gingie, ne ajută foarte mult factorii de creștere. Adică putem să recoltăm sânge de la pacient înainte intervenției. Este o cantitate foarte mică de sânge pe care apoi o introducem într-un aparat special unde prin centrifugare obținem fibrina pacientului, care o transformă într-o membrană biologică. Aceasta este membrana practic perfectă din punct de vedere a ce trebuie noi să facem acolo. Adică să putem să refacem acel os și să refacem acea gingie, pentru că este făcut din sângele propriu al pacientului. Deci nu avem niciun fel de reacție inflamatorie, nu avem niciun fel de contraindicație și în plus în momentul în care o aplicăm peste zona operată, ne și oprește sângerarea mult mai rapid decât s-ar produce în mod obișnuit. În general, în timpul intervențiilor de acest gen, o altă consecință a stării precare a danturii, dar și a unor probleme de sănătate, este sângerarea excesivă. Ne confruntăm cu o sângerare mai abundentă în momentul în care există o infecție locală și o infecție locală cronică. Pentru că tocmai de aceea, acest gen de infecție și la nivelul gingiei nu dor de cele mai multe ori și ele evoluează lent de-a lungul anilor și modifică vascularizația în zonă, astfel încât este mult mai bine vascularizată această gingie inflamată decât o gingie sănătoasă.
Și în plus mai sunt și probleme care țin de afectarea ficatului. Și sunt de la probleme cu ficatul datorat alcoolului, datorat consumului de medicamente, datorat hepatitelor virale, care iarăși poate să modifice felul în care se coagulează și sângele și felul în care se va opri sângerarea în momentul intervenției. Pacienta a avut totuși noroc. Medicul a constatat că, în ciuda stării precare a danturii, masa osoasă permitea inserarea implanturilor fast-and-fixed. Cu un rezultat foarte bun, a reușit să punem cele 6 implanturi, să avem o stabilitate foarte bună. Și ce este marele avantaj la acest sistem este că ne permite să umblăm cu implanturile în poziții până la 35 de grade, astfel încât să profităm la maxim de osul care a mai rămas disponibil. În felul acesta evităm niște intervenții chirurgicale complexe, cum este intervenția de elevare de sinus, și acolo unde avem și un timp de așteptare. De asemenea, avem și riscuri mai mari să se întâmple ceva în perioada de vindecare, să nu se vindece cum trebuie. Centrul de excelență în sănătate și turism din Incintarin Grand Hotel din București, realizat de clinicile dentare Dr. Leahu și Agenția de Turism Seitur, oferă servicii integrate de medicină dentară și turism pentru adulți și copii la cele mai înalte standarde de calitate. Din gama de servicii medicale fac parte implantologia orală, estetica dentară, chirurgia oromaxilofacială, endodonția, chirurgia estetică și plastică și tehnologia anti-îmbătrânire Endoret PRGF sau acceleratorul frumuseții. Proprietățile tămăduitoare ale cătinei și o mască exfoliantă ideală pentru acest sezon, imediat după publicitate. Rămâneți cu noi! Cătina, micuțul fruct de pădure roșu ori portocaliu, căruia îi se mai spune și ginsengul românesc, are proprietăți tămăduitoare într-o mulțime de afecțiuni, dar este foarte bună și în curele de slăbit. O mască exfoliantă din miere, mălai și ulei de măsline curăță pielea de urmele verii și o pregătește pentru sezonul rece. Calitățile curative ale cătinei și secretele măștii exfoliante la rubrica de remedii naturiste cu Manuela Grecu. Bine v-am regăsit la rubrica de remedii naturiste. Vă propun să vorbim astăzi despre cătină, un fruct de pădure ale cărui calități tămăduitoare sunt cunoscute din cele mai vechi timpuri. În medicina chineză, cătina este utilizată de peste 2000 de ani. La noi, micuțul fruct de pădure mai este cunoscut și sub numele de ginsengul românesc. Cătina conține vitaminele A, C, E, P, K și F și complexul B-urilor, dar și o bogăție de minerale, cum ar fi fosfor, potasiu, calciu, fier. Cătina conține de 10 ori mai multă vitamina C decât citricele. Micuțul fruct alb, roșu sau portocaliu, care se recoltează din august și până la sfârșitul lui octombrie, are o concentrație de beta-caroten mai mare chiar decât morcovul, dar și zaharuri, pectine, aminoacizi esențiali și acizi grași esențiali. Miraculoasa cătină are efecte tămăduitoare în ulcerul gastric și duodenal, în afecțiunile digestive, în bolile reumatismale, în bolile de inimă și cele circulatorii, în problemele aparatului respirator și în bolile ficatului. Bun în tratarea acestor afecțiuni este și uleiul de cătină, care poate fi folosit și în tratarea anemiei, alcoolismului și chiar a depresiei. Studiile științifice au dovedit că fructul de cătină are efecte benefice și în tratarea bolii Parkinson și chiar a leucemiei. Este bine de știut că fructul de cătină ține sub control colesterolul. Cătina este folosită sub formă de ulei pentru afecțiuni oftalmologice, pentru ulcerații ale pielii, arsuri solare, eczeme și chiar psoriazis. Este bine de știut că fructul de cătină este un bun sudorific și poate fi folosit cu rezultate excelente și în tratarea unor afecțiuni ginecologice. Cătina este folosită cu succes și în curile de slăbit, deoarece inhibă pofta de mâncare și vitaminizează organismul, aducându-i aportul necesar de substanțe. O lingură de cătină combinată cu miere de albine, luată dimineața pe stomacul gol, face minuni.
Efectele benefice ale cătinei se datorează faptului că este un foarte bun antiinflamator, cicatrizant, antibiotic, astringent și anticancerigen. De asemenea, cătina are proprietăți energizante, tonice, antioxidante și de stimulare a imunității organismului. Foarte important, mugurii de cătină preparați sub formă de tinctură sunt o armă eficientă împotriva procesului de îmbătrânire. Aceiași muguri de cătină au efect afrodisiac demonstrat. Fructul dulce acrișor de cătină poate fi consumat ca atare, așa cum este cules din arbust, sau poate fi combinat cu miere. Fructele uscate pot fi folosite la prepararea ceaiurilor, ca adaosuri la prăjituri, sau la prepararea uleiului sau a tincturii. De asemenea, din cătină se poate prepara sirop, gem, dulceață, suc și vin. E bine de știut că sucul din cătină poate fi păstrat foarte mult timp la temperatura camerei, grație peliculei care se formează deasupra și care împiedică alterarea acestuia. Uleiul de cătină se obține din 150 de grame de fructe mărunțite și 150 de mililitri de ulei de floarea soarelui. Se amestecă într-un vas și se lasă 3 săptămâni la temperatura camerei, timp în care se agită de câteva ori pe zi. După 3 săptămâni, fructele de cătină sunt scoase, zdrobite, apoi se pun din nou în ulei și se mai lasă câteva zile la lumină și căldură. La final, partea limpede care se alege deasupra uleiului se pune cu grijă într-un vas curat, de preferință o sticluță sterilizată înainte, care se depozitează într-un loc răcoros și întunecos. Atenție însă! Cătina are și contraindicații. Fructele de cătină nu sunt recomandate bolnavilor de fiere, pancreatită și cu diaree cronică. Atât despre cătină. A sosit momentul să ne ocupăm un pic și de frumusețe și vă propun astăzi o mască pentru curățarea, împrospătarea și întreținerea tenului dumneavoastră după soarele fierbinte, praf, nisip, apa sărată a mării și noxele poluate accentuate de căldură. Combinați o lingură de miere de albine cu o lingură de mălai și cu o lingură de ulei de măsline extra virgin și amestecați bine toate aceste ingrediente. Pasta obținută se folosește astfel. După duș, pe pielea curată, o aplicați cu ajutorul unui tifon sau a unei dischete demachiante și frecați energic, insistând pe zona bărbiei, a nasului și pe frunte. Apoi clătiți cu apă călduță. O astfel de mască exfoliantă se aplică cel puțin o dată pe săptămână, timp de o lună de zile. Ne apropiem de finalul rubricii și a sosit momentul să aflați câteva lucruri inedite. Știați că un amestec de apă oxigenată, amoniac și un pic de apă scoate petele vechi de strop de mâncare, de pe blatul de bucătărie și de pe ușile dulapurilor cu alimente de nu mai rămâne nicio urmă? Știați că oamenii de știință susțin că o țigară fumată imediat după masă are efecte negative cât 10 țigări la un loc? Riscul de cancer pulmonar crește, iar digestia este grav afectată. Știați că, potrivit studiilor de specialitate, indiferent dacă este femeie sau bărbat, un pahar, două de vin pe zi stimulează libidoul, iar femeile care consumă ciocolată zilnic au poftă de sex mai mare decât cele care o consumă ocazional? Atât pentru astăzi. Rubrica noastră a ajuns la final. Până la o nouă întâlnire, eu vă urez sănătate, că e mai bună decât toate! Ediția de astăzi a emisiunii Specialiști în Sănătate se încheie aici. Ne mai puteți vedea pe site-ul naționaltv.ro și pe pagina noastră de Facebook. Ne revedem vinerea viitoare la aceeași oră. Până atunci, la revedere!